ultimul brawler din achiziție și totodată o să ne dea și exclusiv pin pack-ul. Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul special în care voi cumpăra ultimul skin din colecția de Halloween. Practic sunt 8 în total ca să-ți dea pin-uri pe fiecare skin în parte și pe fiecare brawler din cei 8 pe care îi avem, de fapt, da, 8 în total, dar sunt doar 4 din acest sezon. Cu toate astea, nu uitați de butonul de like, dar și de abonare, pentru că acum suntem live pe Trovo, în momentul acesta în care filmez, v-aș ruga din suflet să dați pe primul link de descriere un follow pe Trovo, pentru că acolo facem live-uri, acolo jucăm Clash Royale cu muzică bună, cu tot ce trebuie, cu push-ul, am terminat-o, așteptăm Lola să vină luni. Și cam asta este, that's it și sezonul acesta, dar mai jucăm împreună pe contul secundar să mai fac misiuni și așa mai departe, deci dacă doriți să intrați acolo, sunteți bineveniți. Codul mă dăim pe shop, știți deja chestia asta, orice, și pe Clash Royale și pe Brawl Stars, orice achiziție o faceți, dați-mi tag. Și dacă doriți să participați și la extragerea de Brawl Pass din noul sezon de luni, de peste 3 zile și 14 ore de când filmez eu. Bun, hai să-i dăm drumul, deci în prima fază vreau să-l iau pe Stu, după aceea o să dăm la solo și adaun câte un match cu fiecare. Ăștia deja îi știți de data trecută, de anul trecut sau așa mai departe, n-ai sens să jucăm. O să jucăm cu Riders 2, cu Swamp Jean, probabil două meciuri de fiecare sau nu știu, să vedem cum o să fie meciurile. Cu Leon și cu Squeak, pe care Squeak l-am făcut de curând, un K. Totodată am toți brawlerii 1000 de trofee, nu mai e niciun brawler sub 1000 de trofee. Lola probabil o să fac 1000, 1000 și ceva, să vedem cum o să meargă brawlerul acesta și dacă avem cu cine să pușăm. Ca să fac și eu un 52.500 de trofee și acolo mă voi opri. Nu mai vreau să mai pușez mai mult. Hai să-i dăm drumul. Să luăm pe Stu, ultimul brawler din achiziție și totodată o să ne dea și exclusiv pin pack-ul cu toate pinurile. Bum! Nu prea aș fi vrut să le iau pe Riders 2, dar ca să iau colecția, că practic sunt exclusive și vin din an în an, să iau pinurile. Și mi-a dat toate pinurile, posibile și imposibile, toate cele 8. Deci asta este pin pack-ul. Gata, deci acum ar trebui să le luăm pe fiecare brawler în parte, totodată așa apare aici, purchase 8 din 8. Nu știu de ce mai scrie starting from 49, cred, de la cel mai mic până la cel mai mult, gen cel mai puțin la cel mai mult, atâta costă. Așa, hai să luăm pe Stu pe fundal, dar de fapt nu, cred că o să încerc eu. Pe lângă faptul că dați neapărat actualizare la joc, uitați-vă cum arată gen avatarul lui Jesse. Ia să vedem-o pe Riders 2. Headless Riders 2. Să zicem că e decent, dar pe lângă faptul ăsta nu știu dacă mai e bug sau nu, durează mai puțin superul cu foc la Stu decât cel normal, la skin-ul cel normal. Ia. Da, mă, brodere, deci pe jos durează mai puțin decât celălalt. Voi observați, deci fiți atenți aici. L-ai dat, dispare instant. Da? Dacă te duci tu acum și iei pe Stu normal, da? Și de-ai trai, va dura mai mult pe jos. Gen, nu înțeleg din ce cauză se întâmplă chestia asta. Adică iei skin, 149 de gemuri, dar efectiv ești mai în dezavantaj. Ia uite, focul cât durează. Ești mai în dezavantaj decât cel care este basic default-ul. Mi se pare exagerat. Dar aia e. Oricum am 1000 de trofee, prea curând nu mă mai joc cu ei. Dacă vine un campionat, un alta, probabil când o să vină ăsta de Halloween, o să facem un challenge. Astfel încât o să jucăm la Brawl Halloween challenge. Numai skin-uri de Halloween. Așa, bun. Hai să jucăm la solo, să dăm. Pentru că n-am altundeva unde să mă joc. Și să iau prima și prima dată pe Stu, dacă jucăm cu el, să luăm pinul exclusiv. De fapt, hai să luăm pe toți. Deci este Stu. Este Leon. Punem aici bam așa. Aici punem așa, aici punem așa. De fapt, așa, așa. După aceea, pe ce mai avem noi de Halloween? Așa, 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 pe Squeak. Bă, pe Squeak, nici pe Squeak nu l-am pus, nu-mi vine să cred. Cum să fac greșeala asta? E perfect, da, nu e prea schimbat la Squeak. Bun, pe Spainu, Crownu, Mr. P. Nici pe Mr. P n-am pus. Contele Dracula.
Așa, ia să mai vedem pe Swamp Gin. Deci pe Swamp Gin. A, de fapt nu am nu mai aveam cum să-i pun, bro, pentru că eu ce. Da, eu acum am cumpărat. Cum să pun pinule când eu acum am cumpărat? Am cumpărat ultimul skin pe Stu. Așa, și mai avem pe pe ce mai avem noi? Pe Stu am pus pe Shelly. Cred că mare parte am luat pe toți. S-ar putea, nu cred că am luat vreunul. A, și Piper. Și Piper, Piper, Piper aici este. Ia uite, îmi place ăsta pe Piper, sincer. Așa, ăsta așa. În regulă, hai să dăm cu Stu, frățiorii. O să dureze ceva matchmaking-ul până ne caută, ia stai puțin. Deci să iau ăsta așa și aici voi lua ăsta, îmi place mai mult așa. Bun, și așteptăm matchmaking să dăm. Ne-a găsit match, o mapă splendidă. Hai că mai bine nu mă mai jucam aici, neon. Păi ce pana mea fa, mă, mâncați și aia se duc. Sar, eu stau aici. Ce match e asta? Ce mapă e asta, mă întreb? Și lumea face teaming, toată lumea. Gen, asta se întâmplă în 1000 de trofee. Nu poți, bro, să te distrezi. Nu ai nicio șansă. Da, uite, avem 8 din 10, măcar ne caută match instant. Nici n-am avut timp să pun emote-ul. Atenție mare de tot. 2 plus, lol, bă, nu te cred că au pus 5 ori 4 minus 5, what? Și tu trebuie să te pui cu toți brawlerii să faci calculul gen rapid cât e rezultatul? Deci, este 5 ori 4, 20, minus 5, 15. Că practic prima dată se face mulțirea și după aia scăderea. Da mă, a, și zice aici 8 sau 15 practic. Ne-ai găsit match. Din nou mapă splendidă. Aici cred că suntem 5v5, care e faza? Păi 5v5 și ăștia se bat? E român sau care e faza, bro? Nu știu, bă, ce să zic, mă, cu mapele astea fără Catrinca. Nu știu ce să zic. Avem și ele aici. Bun. Mai punem și noi emote-ul ăsta. Tot cu românii facem treaba. Bă, stai mă puțin, că virulă, care-i faza? Nu i-am omorât? Bă, dar fii atent că noi ne-am omorât cu toți aici și ăștia sunt aici. Carterinca. Cu Arterinca și nu pot să ajung la ei. Bă, ăla s-a teleportat. Ăsta se teleportează aici. Bă, ce porcărie, brother, ești nebun? Nice, l-am omorât măcar și pe ăla. Diod, n-ai ce să faci, era 5v5, dar ăștia nu-i s-au... Ai noștri s-au spart și s-au bătut și ne-am bătut între noi. A, este... Am testat, ia uite, 5v5, chiar așa se numea. Următorul brawler cu care o să jucăm va fi Mr. P. Bam, ia uite-l. Hai să dăm și cu el niște meciuri. Ce credeți? Ne-a dat o mapă splendidă pentru Mr. P ca să-l pot vedea în splendoarea lui. Mamă, de ce am dat numai cu auto-aim, mă, mâncați. În splendoarea lui pot să zic. O să fug de aici. O să fug. Cât ved cu ochii. Care-i și ăsta skin? Salutii! Ioi! Ioi, măi puță!
Te-ai dus. Trebuie să iasă ăsta micu. Mamă, mâncați aici, brata. Bradele, pe bune, mă bag cu Bull și cu Frank pe mapa asta. Ia uite și pe asta. Bine, l-am omorât. No. Nu am cum să mă bat. Am încercat pe cât se poate de mult să fac treabă. Dar ce scrie acolo? Să fac treabă, dar nu, pe bușuri n-ai ce să faci. Vom mai da un meci și nici n-am pus emote-ul măcar. Deci am fost așa de concentrat încât nici n-am pus emote-ul. Hai să mai dăm încă unul. Hai că avem o mapă splendidă, dar măcar pot să pun asta. Ardel! Ardel! Ial! Bine, mă! Asta zic. Nu știu, mă, lumea nu se bate. A, mă, duceți-vă de aici. Fraierilor! 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 Bă, șparg! Mamă, fii atent cât power-a pe aia, nu te cred. Nu-i ok, nu-i ok, nu-i ok, nu-i ok, nu-i ok, bro! Dar de ce lumea face timp și nu se bate? Eu nu înțeleg chestia asta. Bun, am terminat și cu Mr. P-ul ăsta, care este splendid de bun. Nici nu-mi pot imagina cât de bun este. Acum trecem și testăm pe Squeak, pe care recent l-am făcut unca. Asta va fi și mai bun ca ceilalți. Ne-a găsit o mapă splendidă. Dar măcar pot să-l bat pe ăla acolo rapid. Ia uite și pe Shelly de unde dă. De unde dă Shelly, mă? Ce pot să fac eu cu Squeak pe mapa? Asta e întrebarea mea. De 500 de puncte. Măcar pune emote-ul. Mamă, fie de că face și cu mâinile. Bine emote-ul ăsta. E bine rău emote-ul pe Squeak. Stai măcar să mai apuc o dată înainte să... Să nu mai fie nimic din acest Squeak. E Caterinca emote-ul, îmi place. Mamă, mâncați. Și păi ce fac aici, mă? M-a teleportat la mama naibii, vă rog. Da, splendidă. Hai să mai dăm încă un match. Măcar de data aceasta nu mă mai spawnează în alt om, ceea ce e un lucru foarte bun. Bă, că mă pune să mă bat 1v1 aici. Păi da, bă, dar la unde se duce, mă, mâncă aici, gura lui. A, dar eu pot să bat aici, să mă duc așa, hau. Hau! Buhuhu! 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 Pohuhu! 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 Am puțin delay. Brother, am puțin delay. Fără Caterinca. Ai cup! Cute, come on! Uite, te știu cum se acadează jocul. Dar măcar am câștigat. Cine s-ar fi așteptat că cu Squeak voi câștigat? Eu, ce delay și ce lag incredibil așa ceva. Incredibil, bro. Da. Hai că dăm un like de încurajare și acum ultimul skin cu care vom juca pe acest episod și vom da două meciuri este Swamp Gin, unul dintre preferatele mele. De Swamp Gin e, nu, zice că Squeak este primul care gen costă 49 de gemuri și e mai ieftin și după aceea este Swamp Gin. Unde, sincer, aș lua eu Star Power-ul, că mă voi juca acum, aș lua ăsta așa. Da, și hai să dăm două meciuri și cu acest skin. Văd că mai avem un Swamp Gin sau nu este Swamp Gin? Shaludii? Hai mă, n-o dăm. Frățiorul, eu vreau să o dăm, ești nebun, ori o dăm, ori nu mai dăm. Ce rapid mi-am încărcat super-ul. A, da, că gen probabil abilitatea de a încărca super-ul. Bun. Avem 4 power up, super încărcat, tot ce trebuie, easy peasy. L-avem și pe Mr. P, care Mr. P nu este foarte, foarte bun și îi dăm așa în cap. Hop, mai este un gin aici. Am omorât și pe gin ăsta.
Bă, se pare că... A, să punem și mode-ul. Caterinca. Că Mr. P-ul e aici. Ai, că l-am nimerit pe Mr. P. Mai prima dată? Cred că mai bine mă teleportam sau salată. Bine, 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 mamă ce am crezut că... Băi, șmecher, care gadgetul ăsta de împins? Și asta ar face un brawler mai bun. Că dacă n-ai avea gadgetul ăsta de împins, sau ar fi nerfuit și mai grav sau ceva de genul, Jin n-ar face două parale. Ok, am făcut și level 292, foarte interesant. Și haideți să mai dăm încă un singur meci cu Swamp Jin, v-am zis că îmi place mult skin-ul acesta. Și Swamp, și Jin în mare parte mai e bun și la 3v3 de jucat. Băi, trezirea, băi! Mamă, l-o eliberat pe ăsta, nu-i bine. Da și mă, parcă nu-mi place cum se mișcă, mă. Bă, ce s-a atâta shield, mă, că nu înțeleg. Bine. Buhuhu! 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 Bă, da, că-s Jin. Hai că da. Salut! Mamă, Diu, dar nu-i corect, Diu, nu-i corect ce se întâmplă. Ce prost. Bro, de ce stau pe mine? Hai să punem cu Shelly, vezi să-i. Nice, păi uite mă, s-au spart. Ce prostani. Nice. Deci eu când m-am zis că Jin, bă, dar nu înțeleg de ce s-au pus pe mine. Adică chiar nu pot să înțeleg. Eu când m-am zis că Jin e ok. Și totodată dau și un import. Brodere, cum poți să pui așa ceva? Am up. Bun. În fine, cam asta a fost și episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de subscribe. Și o să ne vedem data viitoare cu mai multe skin-uri. Hai că mai luăm skin-uri dacă e ceva. Cred că singurul pe care o să mai iau din update e Surge. Ăla pe Gale, am jurat că nu o să iau. Că m-a chinuit cu Gale să fac 1000 de trofeu. O grămadă de nimeni mi-am făcut. Da, în fine, toate cele bune, ne vedem data viitoare. Pa, pa.